Sute de turiști au venit sâmbătă la Castelul Corvinilor pentru a-l vedea la lucru pe celebrul bucătar Horia Vârlan și pe asistenții săi, printre care Văru Săndel și Jojo, care au gătit mâncăruri medievale. Ce a pregătit pentru Hunedoren maestrul bucătar? Am pregătit ceva semi-medieval. De ce spun semi-medieval? Pentru că am folosit mălai. Mălai nu exista în perioada vremului Hunedoara. În schimb, existau niște terciuri din orz, ovăz și grâu care nu sunt pentru stomacile celor din secolul 21, așa că am făcut cu mălai. Și am făcut o mămăligă umplută, mai multe tipuri de brânză, brânză caș dulce, caș sărat, brânză de burduf și urdă, în multe, multe saturi, vreo 7 straturi, un picuț de unt și lapte covăsit la urmă, asta copt în cuptor, făcut ad hoc, într-un tuci, da? Cu mult jar, s-a copt și a dispărut. Aici pregătesc garnitura pentru ciolane, ciolane de porc, adică picioare de porc cu usturoi și o varză care este gata în 15 minute, o varză fără ulei țărănească cu puțină slăninuță. Iar după aceea, o să înceapă să fie gata un ghiveci de cărnuri, un conglomerat de carne de vită, carne de porc, carne de oaie, rinic de porc, legume, mai puțin napi ca din rețeta originală, pe care am înlocuit cu cartofi care pe acea vreme nu existau încă în Europa, că săracul Columb încă nu se născuse. Horia Vârlan a recunoscut că mâncarea pe care a preparat-o sâmbătă a fost mult mai dificil de realizat decât cea din zilele noastre. Chiar dacă nu toate ingredientele folosite s-au regăsit în epoca pe care au adus-o în prim plan vedetele, rezultatul a fost pe placul tuturor. Oamenii s-au înghesuit pentru a gusta din porțiile oferite de bucătari. Ba mai mult, unii dintre ei au fost serviți chiar de Văru Săndel. Toate bunătățile au fost preparate în fața oamenilor, care mai că s-au călcat în picioare să vadă, dar și să guste din mâncărurile gătite. Și Văru Săndel a fost încântat de acest eveniment, dar și de castel. Castelul minunat! Băi, ahuniază-l, băi! Mai treceți pe aici, o să mai veni. Totdeauna, când vii în Hunedoara, acum mă duc la castel. La eveniment a participat și edilul șef al municipiului Hunedoara. Este un eveniment chiar așteptat de hunedoreni și nu numai, de toți turiștii care vizitează în aceste zile castelul. Ne dorim să promovăm imaginea castelului Corvinilor. Vedetele prezente la prima ediție a Carnavalului Medieval de la Castelul Corvinilor, pe lângă faptul că au gătit toată ziua pentru cei prezenți la eveniment, s-au și fotografiat cu hunedorenii. Ziua a continuat cu dansuri medievale, relatarea unor povești boierești, dar și cu o paradă a costumelor.